Salut, prieteni, deci și bine ați venit sau pe mai mai canal de educație financiară în barul română despre bani, cripto, acțiuni, toate și NFT-uri. Iar în acest video, hai să vorbim despre venituri, despre cheltuieli și un număr între cele două care de fapt s-ar putea să fie unul din cele mai importante atunci când vorbim despre pensionare. Iar acel număr este rata de economisire în procente. Pentru că una este să faci 10 bani pe an și să pui 5 deoparte și alta este să faci 10 bani pe an și să pui 1 deoparte dacă îl pui și pe acela. Da, știu, nimeni nu face 10 bani pe an. Însă acest video este foarte important atât pentru persoanele care, de exemplu, sunt conștiente de asta, dar mai ales și pentru cele care nu nu sunt conștiente și care probabil nici măcar nu o să vadă acest video. Și adevărul este că audiența acestui canal este formată din români, însă nu toți românii sunt în România, având o audiență destul de mare și din Anglia, Germania și multe alte țări. Și situația clar este diferită peste tot, însă ca o statistică pe care o am aici în fața mea, din 2022, deci în momentul când fac acest video, 63% din americani, deci un loc unde ai toate oportunitățile din lume și, în teorie, ar trebui să ai cea mai mare oportunitate de a ajunge la o independență financiară mai repede, însă, chiar și acolo, 63% din persoane trăiesc de la salariu la salariu. Și cred că ne putem să ne dăm seama că acel număr, cu siguranță, cel puțin în România, este chiar mult mai mare. Însă, dacă ar fi să ne uităm mai adânc în această problemă, de ce ai trăit de la salariu la salariu, de la venit la venit? Ei bine, pentru că din ultimul salariu, din ultimul tip de venit sau mai multe tipuri de venit pe care le -ai avea, nu ai pus destul de o parte. Pentru că, practic, dacă ai pune 33% timp de 3 luni la rând, înseamnă că în a patra lună ai primi încă un salariu sau orice alt tip de venit. Însă dacă ne-am uitat în acest moment chiar și în Statele Unite ale Americii și chiar am aceste numere în fața mea aici pe laptop, o să vedem că în octombrie 2022 doar 2,3% din venituri au fost puse deoparte de către cetățenii americani și asta este o problemă destul de mare pentru că acest număr nu a mai fost văzut de foarte mult timp, ceea ce înseamnă că majoritatea persoanelor nu prea pot să mai pună deoparte, și acest lucru se datorează cu siguranță și inflației. Însă, dacă ne-am uitat în aprilie 2020, am vedea că rata de economisire atunci, pentru o scurtă perioadă de timp, cât timp să spunem că era o frică destul de mare cu pandemia, în acel moment, acel număr era la un 33,8%. Ceea ce ne arată și un lucru: că este posibil. Dacă lumea nu iese în oraș extrem de mult sau dacă nu este foarte axată pe consumerism, cum probabil sunt de cu toții mai mult sau mai puțin, atunci cu siguranță majoritatea dintre noi am putea să punem lejer peste 10, 20 sau peste 25% din venit din salariu de o parte. Și este foarte important să ne uităm la această rată de economisire pentru că indiferent de venit sau de cheltuieli, dacă ai pune deoparte 50%, fie că o să câștigi 1000 de dolari sau 10.000 de dolari, dacă ai rata de economisire la 50% și îți păstrezi aceleași cheltuieli, atunci o să ai aceiași ani în care trebuie să lucrezi până să ajungi la independență financiară sau eventual în limba română putem să spunem pensionare. Însă, ca să trecem imediat aici de pe laptop, dacă nu ai lăsat un like din primele secunde acestui video, aș aprecia dacă ai face-o în acest moment, aș duca canalul, aș duca un număr cât mai mare de persoane să se uite la aceste videouri și ideal să fie în categoria de persoane care pun mai mult deoparte, pentru că dacă am mai avut experiență în viață, am văzut că este mai bine să avem ceva pus deoparte și să nu străm prea stresați. Nu de altă dacă suntem stresați, după aceea o suprim și mai puțin. Ăsta da scenariu lose-lose. Și dacă nu ai apăsat pe buton de subscribe, dar mai ales nu ai dat pe clopoțel de lângă pentru a primi o notificare, imediat și scot un alt video, poți face în acest moment și în câteva secunde după intro ne reîntoarcem. Ok, și acum că ne-am întors, în primul rând o să vedem acest grafic pe care l-am menționat mai devreme cu rata de economisire în Statele Unite și vedem ce declin a existat din aprilie 2020 când majoritatea persoanelor stăteau acasă și cheltuiau mult mai puțin din ceea ce pare. Rata de economisire era 33,8%, după aceea a scăzut, după aceea a revenit din nou, mai ales că această rată de economisire oarecum ne arată cât de mare este frica persoanelor în general. Pentru că atunci când ne este frică, suntem ceva mai defensivi și avem grijă mai mare de banii pe care îi avem. Iar în acest moment vedem că acest număr a scăzut foarte mult și acum este un mix de lipsă de frică, dar și de probleme mult mai grave precum inflația. Însă, lăsând la o parte inflația, hai să ne uităm la niște statistici, la niște numere care ne dau o idee despre când putem să ne pensionăm. Și aceste numere sunt în dolar, dar putem să facem foarte ușor conversia în Ron. Adică putem să ne gândim mai mult sau mai puțin la 1000 de dolari ca 5.000 de lei. Ce e drept în ultimul timp a mai scăzut dolarul, așa că nu este chiar acolo. Dar putem să înțelegem ideea, putem să ne gândim la aceste numere ca fiind euro. Așa că hai să ne uităm la aceste numere ca la euro și Aici, în primul rând, avem care este venitul nostru anual și o să trecem imediat aici și peste niște spreadsheet-uri pe care le-am mai făcut în trecut, însă nu știu cine a văzut acele videouri, așa că trebuie să mai repet unele lucruri, să folosim aceste unelte pe care le avem la dispoziția noastră. Și, în primul rând, hai să luăm un scenariu ipotetic în care cineva câștigă 1000 de dolari pe lună sau 1000 de euro mai bine spus și în total anual ar veni 12.000. După aceea hai să ne uităm la cât de mult ar putea să pună acea persoană deoparte. 6.000 ar spune că este foarte mult pentru că practic ar trebui să trăiești cu 2500 de ron cu 500 de euro și după aceea ceilalți 500 de euro sau 2500 de ron să îi economisești, ceea ce nu este chiar ușor în ziua de azi, așa că nu o să folosim aceste numere, dar putem să ne gândim că majoritatea persoanelor pot să pună 200 de euro de o parte din 1000 și 212 câte luni avem ar veni aici 2400 de ron și după aceea vedem că o să se schimbe acest număr de aici. Deci 20% ar fi rata de economisire aici, după aceea avem aici care sunt cheltuielile, pentru că practic dacă punem deoparte 2400, ne rămân 9600 de euro pentru cheltuieli și după aceea hai să ne uităm unde stăm cu portofoliu, să spunem că suntem cu 0, nu avem niciun portofoliu și după aceea mai avem aici câteva numere, precum care este rata anuală de creștere a investiției și aici o să punem un 8%, mă spune că mai ales la ce preț se află în acest moment S&P 500, 8% pe următorii 10 ani, 20 de ani este o rată realistică și după aceea avem aici withdrawal rate care înseamnă practic cât va trebui să scoți din acest portofoliu încât să te țină după aceea pentru tot restul vieții. Însă cel mai important număr de aici este acest 20% pentru că este rata de economisire și de exemplu degeaba ai câștigat de 10 ori mai mult dacă cheltui de 10 ori mai mult. O să ne uităm imediat și la alte exemple, dar cu o rată de economisire de 20% o să dau aici scroll și ai putea să te retragi din activitate, din muncă, să te pensionezi după 28 de ani. 28,5 ca să fim mai exacti. Și ca un exemplu concret, dacă ai avea 25 de ani să spunem, și ai avea aceste numere, pe la 53,5, mai degrabă 54 ca să rotunjim, înseamnă că ai putea să nu mai lucrezi, să te pensionezi și ai putea să trăiești pentru restul vieții, în teorie, cu același stil de viață până la 100 de ani dacă ai ajunge chiar și acolo. Însă ca să ne întoarcem la aceste numere, problema în general este aici, dacă nu ne crește venitul. Pentru că chiar și în acest moment, cred că pentru cine vrea, pentru cine este interesat, pentru cine vrea nu neapărat să aibă două joburi, dar să aibă o sursă de venit principală și după aceea să mai aibă și ceva pe lângă, e clar că în ziua de azi există destule oportunități încât să ajungem la un număr ceva mai mare, precum 24.000 și ceea ce e interesant aici este că până la urmă nu ai nevoie cel mai multe cazuri să cheltui extrem de mulți bani, adică aproape oricine poate în România să trăiască cu 1000 de euro. Și asta ar însemna că practic investești 12.000 de euro și cheltui 12.000 de euro și ai avea o rată de economisire de 50%. Și acest număr este foarte important pentru că dacă ne-am uitat mai jos am vedea că acum pentru a te pensiona ar trebui să lucrezi pentru 14,3 ani. Și acest scenariu este foarte realist pentru multe persoane care, de exemplu, acum sunt la 20 de ani, deși normal, putem să ne gândim, ok, am 30 de ani poate, lucrez pentru următorii 14,3 ani, după aceea la 44 sau 45, portofoliu cam ți-ar oferi de ajuns încât să nu mai fie nevoie să lucrezi, deși, după cum știm, Majoritatea tot o să lucrăm întotdeauna într-un mod sau altul. Nu de alta, dar în general trebuie să avem un scop în viață și dacă nu cumva doar te interesează să ai grijă de niște copii, atunci probabil vei face și alte lucruri care aduc o anumită valoare în lume și în cel mai multe cazuri vei primi și o anumită sumă de bani pentru acel serviciu, produs sau orice altceva ai face. Și pentru cine ar vrea, de exemplu, să împingă acest număr și mai mult, această rată de economisire de 50%, ar putea să facă în felul următor, să încerce să câștige și mai mult, la un 3.000 de euro pe lună, ai ajunge după aceea la un 36.000 de, de euro pe an și să spunem că stilul de viață ar rămâne la fel, deci cam 1.000 de euro pe lună în cheltuieli, însă ceea ce s-ar schimba ar fi economisirea, care ar fi 24.000 de euro, deci 66% din venitul total și când reușești să economisești 66%, atunci ai putea să te pensionezi în aproximativ 10 ani de muncă cu aceste numere. Și cred că majoritatea persoanelor în ziua de azi, fie că vorbim poate de millennials sau de generația Z, cred că se uită la acest timp de 10 ani, 20 de ani, mai mult decât generația dinaintea noastră care se gândeau să lucreze 30, 40 de ani și aici putem să vedem cum mai mult sau mai puțin te miști de două ori mai repede decât cum se mișca lumea înainte. Și asta pentru că unul la mână, probabil economisești mai mult și apoi și investești ideal undeva unde crește, poți să crească cu aproximativ 1%, una din cele mai sigure alegeri fiind S&P 500. însă vedem că în cel mai multe cazuri acești prim 4 sau 5 ani sunt ceva mai grei pentru că nu vezi sume foarte mari, nu vezi niște creșteri prea mari pentru că acel 8% înseamnă altceva la un 311.000 de dolari decât la 24.000 de dolari sau de euro. Știu că am schimbat în acest video ambele monede foarte des. Însă acesta este un model prin care putem să ne uităm așa, de la distanță, high level. De aceea am mai făcut în alte videouri din trecut și aceste spreadsheet-uri unde arăt situația și la un nivel mai tactic, adică de la lună la lună. De exemplu, în acest spreadsheet arătam cum de când te-ai născut până la 18 ani. Nu era neapărat nevoie să lucrezi. După ce am luat un scenariu aici în care nici de la 19 sau 24 nu ai fi lucrat, nu ai fi pus deoparte, mai bine spus, ci pur și simplu te-ai fi dezvoltat din punct de vedere personal. Știm că în ziua de azi facultățile au cam împins această nevoie de a lucra mai devreme, și vedem în acest scenariu că dacă de la 25 de ani a investi 100 de euro pe lună și aici vedem chiar fiecare lună, adică este un alt mod vizual de a vedea această situație și a ne da seama că este ceva real, adică nu este romagie, faptul că dacă punem de la 25 de ani 100 de euro deoparte până la 55 de ani, deci cam 30 de ani și vedem că aici am crescut numărul pe la un 200 de euro la 36 de ani, pentru că în cele mai multe cazuri și de fapt l-am crescut puțin și aici la 31 de ani la 150 și asta pentru că în cele mai multe cazuri, dacă muncim serios, o să avem acești bani să-i punem deoparte după 5 ani de muncă, de exemplu. Adică dacă după 5 ani de muncă nu poți pui încă 50 de euro adițional, atunci există o problemă undeva. Și după aceea, în această parte, hai să dăm puțin zoom ca să vadă mai ușor, avem cât ar veni totalul investițiilor tale, din punct de vedere normal, dacă ei pune de o parte și ei economisi doar, fără să investești, atunci vedem că după 30 de ani ai ajunge la 64.000 de euro, ceea ce este destul de mult, dar nu de ajuns, după cum am văzut și mai devreme, însă dacă ei investi și ai avea o rată de câștig de, să vedem, cred că aici este 10% și dacă ei investi și ai avea acea rată de câștig anuală în medie, atunci ce din urmă după 30 de ani ai ajunge la un 342.000 de euro, ceea ce vedem, este simplu. Adică acesta ar putea să fie doar un alt cont pe care le avem, pentru că, după cum știm, putem să avem mai multe conturi de investiții și eventual să avem și diferite strategii pe fiecare. Deși, în cel mai multe cazuri, este mult mai ușor să investim în S&P 500. Și dacă am vrea să fim și mai specifici, și o să adaug aceste spreadsheet-uri în descrierea acestui video, dacă nu, atunci... Poate cineva să-mi atragă atenția și o să le adaug imediat, însă am mai făcut și acest precit, 1 milion în 10 ani, care se referea la 1 milion de ron în 10 ani și cum să-i faci. Și aici intrăm și mai mult în detalii, uitându-ne la venitul lunar, după aceea venitul lunar, după aceea cheltuielile lunare și cheltuielile anuale și în ultimul rând și la economii. Și acestea sunt deja calculate, vedem, sunt destule formule aici. Însă un scenariu realist aici ar fi să încep cu 1000 de dolari sau 1000 de euro, venit și după aceea, să crești acel venit, vedem aici cu 25% în primii 4 ani, ceea ce este posibil pentru că trebuie să ne gândim și puțin mai creativ, adică nu trebuie să ne gândim că doar într-un job am crește atât de mult, putem să ne gândim că mai avem și ceva pe lângă, un fel de side hustle sau pur și simplu mergem la un alt job, pentru că în cel mai multe cazuri este mult mai ușor să îți crești salariul când te duci de la o companie la alta, decât să ți se crească extrem de mult doar într-una și vedem că după aceea chiar am pus niște numere mai conservative aici, adică doar crește de 10%, ceea ce e foarte realist, pentru că 5% ar trebui să fie aproape automat, mai ales când inflația este mai mare și în an ca aceștia, dacă ne-am uitat la statisticile în România, am vedea că creșterea anuală a fost de cam 5-10%, deci aceste numere nu sunt extrem de nerealiste, mai ales pentru cine dorește, pentru că normal, dacă nu cauți să-ți crești venitul, Probabil acela nu va veni singur. Însă după aceea, în acest caz, am avea să spunem o cheltuială de 800 de dolari. Deci am pune deoparte, după cum putem să vedem aici, pentru că calculul este făcut automat, economii lunare de 200 de dolari. Însă partea bună este că dacă nu ne-am crește cheltuiala extrem de mult, am, adică am pus aici un 5% la început și după aceea chiar un 10%, adică mai târziu în viață normal că putem să cheltuim chiar mai mult pentru că ne permitem însă la început balanța ar trebui să arate ceva în felul următor adică să încercăm să câștigăm mai mult dar să nu fie nevoie neapărat să cheltuim mai mult pentru că nu este ca și cum trebuie să ne creștem cheltuia la exact la fel de mult ca venitul și după aceea în acest calcul o să avem aici suma totală investită și un anumit randament. Am pus și aici un 10%, dacă am pune 8% nu s-ar schimba situația extrem de mult oricum, pentru că vedem aici, după 10 ani ai avea 217.000 de dolari sau de euro, depinde ce monedă vrem să folosim și dacă am pune aici, spunem 8%, normal că acest număr va scade, dar nu scade extrem de mult. Adică tot va fi 203.000 de dolari. Ce adevăr este că aveam de gând să intru și peste acest document, o prezentare pe care am făcut-o pentru studenții de la Cluj, acum aproximativ 6 luni, 7 luni în mai, și menționam și aici că până la urmă dacă am pune deoparte 2000 de ron, ceea ce este posibil pentru că în această prezentare am arătat și cum poți să câștigi mai mult, adică în ce industrie să intri, însă aici voiam să arăt că dacă pui de exemplu bani deoparte și doar îi pui deoparte, ai putea să lucrezi și 100 de ani și ai avea doar, între ghilimele, doar jumate de milion de euro. Desigur, aici glumeam cu 100 de ani pentru că nu punem bani deoparte pentru 100 de ani, adică asta chiar ar fi o pierdere de timp. Însă, voiam să arăt aici că dacă ne uităm la dobânda compusă și la investiții, pentru că scopul aici era de fapt să introduc acest concept de dobândă compusă și de investiții, am putea să vedem că știm probabil acest grafic, am putea să vedem că această sumă ar crește, adică în loc de 50.000 de dolari după 10 ani am avea 81.000 de dolari, ceea ce nu este încă dublu, dar adevărul este că după acești 10 ani deja s-ar simți și mai mult acel efect de dobândă compusă, adică undeva între 10 ani și 20 de ani chiar că se simte acel efect de dobândă compusă. Însă cu asta închei cu filmarea aici de pe laptop, însă video nu s-a terminat pentru că chiar vreau să încheiem prin a te gândi de exemplu cum te-a ajutat acest video, pe ce vrei să te concentrezi mai departe, chiar poți să lași un comentariu în legătură cu asta, mai ales că este foarte ușor să ne pierdem direcția în viață, mai ales când suntem ocupați cu lucrurile din viața de zi cu zi care nu sunt la fel de analitice, adică știi că de multe ori avem de a face foarte mult cu emoții când vorbim despre oameni și asta ne distrage atenția, însă avem nevoie și de această parte logică de a ne lua fie un spreadsheet sau un caiet și un pic și a mai face anumite calcule ca să ne dăm seama unde suntem și unde vrem să fim. Mai ales că majoritatea dintre noi nu ne-am născut bani sau nu avem un venit de atlet încât într-un an, doi deja să avem un cont de investiții prin care să ne pensionăm. Și acesta este unul din motivele pentru care fac aceste videouri, pentru că mă ajută și pe mine, poate te ajută și pe tine, dacă da, atunci poți să lași un like și aș aprecia și dacă lași un comentariu în legătură cu cum te-a ajutat acest video sau din ce punct de vedere te-a pus pe gânduri, însă pentru a păstra acest video concis doar la acest subiect, îți mulțumesc că te-ai uitat și până data viitoare îți urez toate cele bune, fie că e vorba de investiții sau de orice altceva.